Citez două versete din Evrei, capitolul 6, versetul 11 și 12. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde, așa încât să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare, moștenesc făgăduințele. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Traducerea BVA spune, e formulat aceste două versete în felul următor. Dorim ca fiecare din voi, dintre voi să continue cu același entuziasm pentru ca să se poată realiza ce sperați. Să continui cu același entuziasm pentru ca să se poată realiza ce sperați. Deci, nu fiți leneși, ci urmați exemplu celor care prin credință și răbdare obțin ce li s-a promis. Ne concentrăm în această dimineață pe partea din versetul 12. Nu fiți leneși. Asta orice traducere cuvântul e folosit la fel. <laughs> Ori în ce traducere ne-am uitat. Nu fiți leneși. Și sigur că poate unii, așa, în prima, ați putea să vă gândiți, păi eu sunt muncitor, am gospodărie, țin lucrurile bine, oare la ce să refer? O fi cuvântul pentru mine în această dimineață? O să ne uităm la câteva caracteristici ale leneșului și ce înseamnă lenea din punct de vedere a Scripturii, pentru că Scriptura vorbește despre leneș. Numai dacă luăm cele 31 de capitole din Proverbe, tot la al doilea, al, doile, al treilea, al patrulea capitol o să găsiți tema asta a leneșului. Deci este un subiect pe care Biblia îl tratează. Dar înainte de asta, spune aici versetul 11, fiți plini de râvnă. Trăiți cu speranță. Aduți aminte aduți de zilele de început când l-ai întâlnit pe Hristos. Râvna pe care o aveai, zelul pe care îl aveai, pasiunea pe care o aveai, disponibilitatea pe care o aveai, bucuria pe care o aveai, pacea pe care o aveai, entuziasmul pe care îl aveai. Și am putea să ne oprim acum și să ne uităm la viața noastră de acum, cum stăm cu aceste lucruri pe care tocmai le-am enunțat față de momentul când l-am întâlnit pe Hristos sau față de anumite momente pe care le-am petrecut până acum, nu știu, de la într-o tabără, într-un eveniment care a fost ceva mai special pentru noi, câtă râvnă, câtă pasiune, cât entuziasm aveam și pur și simplu să ne oprim și să vedem unde suntem acum. Au dispărut aceste lucruri sau încă le avem în viața noastră? În celelalte capitole din... Uh, această carte evrei vorbește despre să fi bun, să ne grăbim, să lăsăm adevărurile începătoare și să trecem la uh, o, o, o hrană tare, spune cuvântul, să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul harului, să alergăm cu stăruință în alergarea pe care Dumnezeu ne-a pus-o înainte. Vedeți, nu fiți leneși, faceți aceste lucruri, umblați, apropie-te încredere de scaunul harului. Lenia este un lucru care împiedică împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu în dreptul tău. Lenia împiedică împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu în dreptul tău. Împlinirea poruncilor lui Dumnezeu este deschisă tuturor celor care aleg să trăiască în conformitate cu învățăturile și principiile sale. Biblia ne învață că Dumnezeu își dorește ca toți oamenii să se întoarcă la El și să trăiască în armonie cu voia Sa. Cred că prin Isus Hristos toți oamenii au oportunitate de a primi iertare și salvare, indiferent de origine și indiferent de trecut. Aceasta înseamnă că împlinirea poruncilor lui Dumnezeu este deschisă tuturor celor care își pun încrederea în El și care își dedică viața în a-L sluji pe Dumnezeu. Definiția din Dex al Leneșului este următoarea. Căruia, omul căruia îi lipsește dorința. Plăcerea de a munci, îi lipsește plăcerea de a munci nu este este un om inactiv. Niciodată în stare să atingă un scop. Despre o familie de mamifere din America de Sud, se spune că sunt niște animale leneșe și de ce? Pentru că fac doar următorul lucru. Au un corp robust acele animale, cu membre prevăzute cu gheare puternice și arcuite. Și se spun despre aceste animale că zlene și pentru că se mișcă încet, și asta nu neapărat ar fi o problemă, dar aceste animale stau zile întregi agățați pe aceeași creangă. Mamifere leneșe. Stau zile întregi agățați pe aceeași creangă. Dacă vorbim din punct de vedere spiritual, cei leneșul, când vorbim despre lene, vorbim despre apatie și inactivitate spirituală, despre o creștere spirituală foarte lentă. Și chiar în versetele dinainte, autorul acestei cărți uh, cumva reproșează evreilor și spune evreilor, ați rămas tot la lucrurile mici. Voi nu ați crescut, nu creșteți din punct de vedere spiritual. Sunt câteva... <coughs> Patru am, am pus ei aici, minciuni sau afirmații care aduc lenea sau pe care leneșul le folosește. Și uitându-ne la aceste afirmații, aș vrea să vedem, dacă nu cumva folosim și noi aceste afirmații, aceste cuvinte. E specific leneșului să spună în un pic. În un pic. Și o să probez fiecare afirmație cu uh, proverbe. Dacă am vorbit de proverbe. Încă un pic, leneșul spune, încă un pic. Proverbe 6 cu 10. Să mai dorm puțin, să mai ațipesc puțin, să mai încrucișez mâinile ca să dorm. Asta e specificul leneșului. Încă un pic, mai lasă-mă încă un pic. Apoi, a doua afirmație specifică leneșului, lasă pe mâine. Lasă pe mâine. Proverbe 20 cu 4. Toamna, leneșul nu ară, l-a secerat... Ar vrea să strângă roade, dar nu mai este nimic. Lasă pe mâine. Hai să o lăsăm pe mâine. Dacă folosești prea mult această afirmație, te o tins, lenea. Lasă pe mâine. O a treia afirmație sau un al treilea cuvânt e riscant, exagerează, fabulează. Leneșul fabulează, exagerează motivat să nu facă. El e tot timpul motivat să nu facă ceva. Proverbe 22 cu 13. Leneșul zice, afară este leul care m-ar putea ucide pe uliță. Așa zice proverbe. E riscant, exagerează. Nu ies din casă, nu mă duc să... Ce rost are să fac ceva? Că spericole, e riscant. e pericole la tot pasul. Și a patra, da, îi spune, încă un pic, lasă pe mâine, îi riscant, exagerează. Și a patra afirmație pe care o folosește leneșul, ce știți voi? <laughs> Proverbe 26 cu 16. Leneșul se crede mai înțelept decât șapte oameni care răspund cu judecată. Leneșul se crede mai înțelept. Așa cum spuneam, câteva caracteristici din, despre oamenii leneși. În primul rând, trebuie să înțelegem că lene este ceva nativ. Nu trebuie să o învățăm. Nu există școli unde să înveți despre lene. E ceva în noi, în fiecare. De când ne naștem și până când murim, haideți să, avem, să recunoaștem că avem momente în care, efectiv, pur și simplu, nu avem chef de nimic. Suntem niște leneși. Nu trebuie să învățăm vine singură. E în instinctul nostru. Instinctul nu necesită efort conștient. Doar faci. Pur și simplu stai. Apoi, oamenii leneși doar se uită și vorbesc. Când în viața omului, când în viața ta, când în viața mea, nu există pic de acțiune. Numai ne uităm și vorbim și vorbim și vorbim. Ăsta e un semn că suntem leneși. Lenea este verișoara, verișoară cu timpul pierdut. <laughs> îți verișori. Lenea cu timpul pierdut îți neamuri. Pierdem oportunități, pierdem resurse, vin în fața noastră oportunități și le pierdem. De ce? Pentru că este lene. Dacă un păstor cere unui lene să ajute la ceva, de cele mai multe ori, dacă acceptă acel lucru, să-l facă, leneșul nu-l va duce niciodată la capăt. Dar sigur că specificul ei că va găsi tot timpul scuze să nu facă acel lucru. Și totdeauna va găsi scuze. Și cea mai mare scuză generației noastre e lipsa de timp. N-am timp. Dacă ceri oamenilor responsabili, întotdeauna vor face și vor duce până la capăt acel lucru în care se implică. Apoi, leneșii găsesc căi pentru a nu munci. În contrast cu oamenii responsabili care muncesc tot timpul la ceva. Leneșii petrec mai mult timp și consumă mai mult efort și energie pentru a evita munca decât să muncească. Ei cheltuie același efort și aceeași energie pentru a căuta căi să nu muncească, la fel ca și cum dacă ar munci. Iacov 1 cu 22 spune, fiți împlinitori ai Cuvântului, știm acest verset, nu numai ascultător, înșelându-vă singuri, căci dacă ascultă cineva Cuvântul și nu-l împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă. Cred că am identificat deja și știm că sunt trei feluri de creștini. Nu mă refer la oameni, mă refer la creștini acum cu privire la acest cuvânt. Cei care vor asculta foarte atent cuvântul. Poate chiar iau notițe care iubesc cuvântul, dar cuvântul se pierde și nu fac nimic. Aceia sunt leneșii. Poate îl iubești, îți place, dar doar asculți și nu treci la acțiune. A doua categorie sunt cei care vor face, dar nu vor să asculte de nimeni, care nu stau sub autoritate. Aceștia nu vor lucra într-o echipă, ci ei vor să fie cineva, vor să fie vedete. Fac, dar într-un mod greșit. Și a treia categorie, cei cărora le place să asculte cuvântul lui Dumnezeu, aplică cuvântul în viața lor și trec la acțiune. De aceștia avem nevoie. E nevoie în generația noastră cât mai mulți creștini care ascultă cuvântul și la sumă și trec la acțiune. Leneșii nu vor face niciodată asta. Apoi, altă caracteristică a leneșului. Leneșii nu planifică niciodată. Nu planifică niciodată. Zicea cineva, oamenii nu plănuiesc să eșueze, ei eșuează pentru că nu planifică. Nu, nu, planificăm, nu ne dorim niciunul dintre noi să eșuăm, nu e așa. Dar prin faptul că nu planificăm, vom eșua. Și asta e o caracteristică a omului leneș, nu planifică niciodată. Dacă nu planificăm și nu stabilim obiective, vom dezvolta un spirit leneș în viața noastră. Căsătoriile de cele mai multe ori eșuează pentru că soții nu își fac niciodată planuri și nu sunt ceea ce ar trebui să fie în familia lor. Și mă opresc aici, vorbesc doar despre soții. Noi, bărbații, suntem specialiști înainte de căsătorie. Să planificăm, să fim atenți, să dăm daruri, să fim grijuli. Planificăm înainte, după, mai puțin. Apoi, o altă caracteristică, lenea pe termen scurt are efect pe termen lung. Întotdeauna. Dacă acum ești leneș, asta îți va afecta viața. Și pe termen lung. Eclesiastul 10 cu 18. Când mâinile sunt leneșe, se lasă grinda și când se lenevesc mâinile, plouă în casă. Când mâinile sunt leneșe, se lasă grinda și când se lenevesc mâinile, plouă în casă. Prețul lenei e foarte scump. Este scump să trăiești astfel. Apoi o altă caracteristică, lene, întotdeauna așteaptă un timp favorabil. Leneșul totdeauna va spune, îi prea cald, îi prea frig, așa că trebuie să fac altceva. Sau, mai bine zis, nu trebuie să fac nimic. Dar aici sunt câteva întrebări pe care aș vrea să le luăm. Dacă nu tu, atunci cine? Dacă nu acum, atunci când? Este o zi unică astăzi. Astăzi putem lua lucruri pentru noi, astăzi putem lua o decizie, astăzi putem face un legământ, astăzi putem lăsa cuvântul lui Dumnezeu, acum când îl ascultăm, astăzi, acum este momentul dacă identificăm astfel de lucruri în viața noastră, lenea care ne bântuie, astăzi putem lua o decizie ca în viitor să nu trăim astfel și să nu fim astfel de oameni. Dacă nu tu, atunci cine? Dacă nu acum, atunci când? Dacă nu aici, atunci unde? Întotdeauna de, uh, sunt perioade și mă gândesc destul de des ce fel de biserică ar fi biserica de astăzi dacă fiecare membru ar fi ca și mine? Și vă provoc întrebarea asta, să, să vă puneți această întrebare din când în când. Cum ar arăta biserica de astăzi dacă toți... Oamenii ar fi ca și mine. Un alt lucru pe care îl face lenia în viața omului e că îngroapă talentul. Lenia îți îngroapă darul și talentul pe care Dumnezeu l-a pus în tine. Luca 19 cu 20 a venit un altul și i-a zis, Doamne, ia-ți polul pe care l-am păstrat, învelit într-un ștergar. Acel om căruia i s-a dat și au mai fost încă alți doi oameni cărora li s-a dat, ceilalți doi, când a venit stăpânul, a venit și a zis, cu polii pe care mi-ai dat, am mai făcut încă atât. Un om muncitor. Dar leneșul a venit și a zis, mi a dat unul, l-am pus într-un ștergar, l-am îngropat și acum că ai venit, uită, acei, omul leneș. Lene, îngroapă talentul. Cât de trist, nu e așa? Un cântăreț cu o voce bună care nu cântă creștini care cunosc cuvântul lui Dumnezeu și nu fac nimic. Să ai darul evanghelizării și să nu faci nimic. Să ai darul ajutorării și să n-ajuți. Să ai darul poate de, să faci afaceri și să faci bani și să n-ajuți. Și fiecare leu și fiecare euro îl gândești tot mai mult pentru mine, mai mult pentru mine, să fac mai mult să ai aceste daruri, să pună Dumnezeu daruri în tine, să ai talente și să nu le folosești. Ce trist, asta e lene, pentru că lene îngroapă talentul. Câți oameni dintre cei care nu vin la biserică ar putea fi de mare ajutor? Noi de cele mai multe ori întrebăm și în special cei care nu sunt foarte bisericoși vorbesc că poate ne ascultă, că nu sunteți aici, nu? Cei care sunteți aici, sunteți la biserică. Știți care e întrebarea pe care o pun mulți? Trebuie să merg la biserică? Trebuie să aparțin de o comunitate? Ați auzit întrebarea asta? Dar chiar trebuie să nu există un... Există relație cu Dumnezeu și în afara comunității. Trebuie să aparțin. Eu ți-a sugerat să pui altfel întrebare sau să pui o, alt, o altă întrebare în locul acesteia. Și întrebare pe care trebuie să o pui, dacă pui astfel de întrebare, trebuie să mergi la biserică, trebuie să aparțin de o comunitate, eu zic, să, eu zic să te întreb următorul lucru. Trebuie să respir. Întreabă, în locul întrebării, ai, pune întrebarea asta. Trebuie să respir. Lene îngroapă talentul. Apoi, și Leneșul ar trebui să știe că vine vremea judecății. Că vine scaunul de judecată al lui Dumnezeu. Aș vrea să fii conștient, dacă identifici în viața ta o astfel de stare, aș vrea Duhul lui Dumnezeu să te facă și să ne facă conștienți că vine o zi a judecății. Servitorul Leneș cu un talent îngropat știa bine acest lucru în Matei 25 cu 26, stăpânul său i-a răspuns celui care a venit și a îngropat ceea ce i-a dat stăpânul. Și ce îi spune acolo? Rob, viclean și cum? Și leneș. Rob, viclean și leneș. Nu există cuvinte mai triste decât aceste cuvinte. Să le auzi la final, la finalul vieții tale. Rob, viclean și leneș. Ce-ar ce fi putut fi acel om? Ce-ai fi putut fi? Lucrurile pe care au fost puse în tine. Proverbe, capitolul 6, sunt câteva versete acolo care ne îndeamnă să ne uităm la furnică. Zice, du-te la furnică, Lenușule, Uită-te cu, uită cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Ea nu are nici căpeteni, nici privighetori, nici stăpân, totuși își pregătește hrana vara și strânge de ale mâncării în timpul secerișului. Până când vei sta culcat, leneșule, când te vei scula din somn, să mai dormi puțin, să mai ațipești puțin, să mai încrucișezi puțin mâinile ca să dormi și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Duhul lui Dumnezeu să ne vindece de acest lucru, pentru că noi și tu și fiecare dintre noi suntem chemați în împărăția lui Dumnezeu să fim viteji în armata lui, să fim soldați în armata lui. Nu există soldat leneș, n-are într-o armată. Fiți plini de râvnă, călcați, spune apoi cuvintele aceste versete, călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Vedeți aici cele două, fiți plini de râvnă, călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare, credință și răbdare, în locul lenei, Mă rog în această dimineață ca Duhul lui Dumnezeu să ne mărească credința și să ne dea răbdare. Nu există credință fără răbdare, cum nu există răbdare fără credință. Nu poți avea credință și să încerci să fușărești lucrurile, să grăbești lucrurile. Trebuie să ai răbdare. Credința are cumva inclusă în ea răbdarea. Atunci când, când te încrezi în, în Dumnezeu, trebuie să aștepți și timpul lui. Trebuie să ai răbdare. Care din ele nu le avem? Credința? Răbdarea? Sunt deja... Uh, câteva lucruri, să ne uităm la viața noastră și să analizăm viața noastră, uitându-ne dacă nu cumva ne-a pătruns lenea și acest gând al stagnării, al lenei, să nu facem nimic, să ne mulțumim cu lucruri puține. Dar în același timp să vedem și cum stăm la capitolul credinței și a răbdării, călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Și aici sunt, sunt mulți. Am ajuns, iată, după atâția ani de creștinism, peste 2000 de ani de creștinism și nu numai atât, ne uităm în Vechiul Testament unde vedem oamenii ai credinței. Avem atâta resursă, atâtea exemple la care putem să ne uităm și cu care putem să ne comparăm și să vedem cum suntem cu credința și cu răbdarea. Noi trebuie să călcăm pe urmele lor. Și poți începe poate de la neamul tău din spate de la bunicul tău, de la părintele tău, de la străbunicul tău, care sunt mai aproape de tine. Dar dacă n-ai avut astfel de oameni care să calce pe urmele Domnului, care să fie lucrători în împărăția lui Dumnezeu, care să fie creștini adevărați, de cele mai multe ori când rostim lucrători în împărăția lui Dumnezeu, poate ne gândim numai la, păstori, evangeliști, la diaconi, la prezbiteri, dar mă refer la cei care dinaintea ta poate au dus credința. Dar dacă nu îi iai în viața ta, nu te opri acolo, du-te mai departe. Uită-te la oamenii care în istorie au fost astfel de oameni, care au trăit cu credință și cu răbdare și prin care Dumnezeu a făcut lucruri mari. Acei oameni naștiu naști cei lenea, chiar dacă ne paște pe fiecare lenea și sunt momente în viața noastră când am vrea să le lăsăm și să nu facem nimic, dar acei oameni întotdeauna s-au ridicat, întotdeauna s-au uitat din nou la ceea ce Dumnezeu i-a chemat să facă și întotdeauna au fost întăriți de cuvântul lui Dumnezeu, au fost îmbărbătați de cuvântul lui Dumnezeu și au zis, chiar dacă m-a prins acum, am stat o zi, n-am făcut nimic. Dar mă ridic și mă duc mai departe și voi continua. Pentru că au fost alții înaintea mea care prin credință și prin răbdare au ajuns să moștenească făgăduințele. Au avut parte de promisiunile lui Dumnezeu. Nu uita că lenea întotdeauna va opri promisi împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu în viața ta. Nu uita că lenea întotdeauna oprește binecuvântarea pe care Dumnezeu o are pentru tine și pentru familia ta. Fiți plini de râvnă, călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduința. Nu ia -i în familia ta, nu-s foarte apropiați în trecutul tău, uită-te în Vechiul Testament, uită-te la un Moise, uită-te la un Avram, uită-te la un Noe, uită-te la un Iosif, uită-te la toți acești oameni extraordinari pe care Dumnezeu i-a folosit. Au fost oameni obișnuiți, ca și mine și ca și tine dar au fost oameni ai credinței și au fost oameni care au avut răbdare. Trebuie să ne învățăm copiii și trebuie să ne învățăm nepoții că în viață există mult mai mult decât o dignă și relaxare. Trăim într-o generație în care visăm foarte mult la, la concedii și ne gândim mult la concedii tot anul ce frumoasă e perioada aia și dacă ar fi mai lungă. Și într-adevăr, îi. Și și concediu de la Domnul. Și relaxarea de la Domnul. Că la fel a făcut și Dumnezeu. Șase zile a lucrat, dar a fost o zi în care s-a odihnit. Amintiți-vă de ziua sabatului pentru a sfinți. Închinați-vă și lăudați-l. Și când facem asta, când ne închinăm, când ne amintim de ziua de odihnă, atunci restul vieții are sens. Să lăsăm la o parte lenea. Dumnezeu nu este le leneș și nici poporul său nu ar trebui să fie. Amin. Dumnezeu nu e leneș. L-am văzut pe Isus Hristos venind printre noi și n-a fost un leneș, și-a împlinit chemarea. De aceea nici poporul lui, nici noi astăzi, nici generația noastră astăzi nu trebuie să fie astfel. Așadar, Acum, pe final, în ce domeniu ți-ai pierdut râvna și poate a fost înlocuită cu lenea? Râvna înlocuită cu lenea. În ce domeniu? Identifici în viața ta? Poate cu privire la părtășia zilnică, la apropierea zilnică, apropierea ta zilnică de Dumnezeu, poate legat de cuvânt, poate legat de rugăciune, poate legat de grupul mic, poate e legat de biserică, unde râvna pentru aceste lucruri a fost înlocuită cu lenea. Cât de mult te mai lupți pentru familia ta, dragă sos, dragă soție, cât de mult te mai lupți pentru familia ta. Sau a venit și acolo lenea, m-am săturat, nu mai vreau să fac nimic, nu mă mai interesează. Cât de mult te mai doare pentru colegii tăi și pentru cei nemântuiți din jurul tău? Cât de mult arde în tine acel foc a rugăciune pentru ei? Aș vrea în această dimineață, încurajați de acest cuvânt al lui Dumnezeu, dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde, așa încât să nu vă leneviți ci să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Aș vrea în această dimineață să te ridici din starea în care ești, să te ridici din locul în care poate ești, poate ești cuprins, nu total de lene, dar poate că trăiești așa într-o perioadă în care te gândești să renunți la anumite lucruri, că nu mai e chef, că nu mai are niciun rost. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să-ți vorbească în această dimineață. Cere lui Dumnezeu să te umple din nou de credință, să te umple din nou de răbdare, să te umple din nou de pasiune, pentru că nu-i timp de pierdut tot spunem și este adevărat, cu fiecare zi care trece, suntem tot mai aproape de sfârșitul tuturor lucrurilor. De aceea nu-i timp de pierdut, este de lucru azi. E zi afară, nu-i noapte. Noaptea stă să vină, dar noi suntem fie ai luminii, amin? Suntem lumină și trebuie să muncim. Avem în noi Duhul lui Dumnezeu și trebuie să facem ceea ce El ne-a încredințat să facem. Nu-i timp de stat, nu-i timp de dormit. Suntem în timpul zilei, încă avem har, încă avem libertate, încă avem pace, încă avem binecuvântare să ne întâlnim, să ne vedem, încă avem binecuvântare să avem un grup mic și cine nu are, să știți că e o binecuvântare, faceți ceva. Nu le neviți, nu vă mulțumiți doar cu o întâlnire duminica dimineața sau seara sau doar cu o întâlnire pe săptămână, nu vă mulțumiți cu atât, pentru că Dumnezeu vrea mai mult de la tine. Ia-ți în serios slujba de soț. Nu mai da vina pe nimeni pentru. ci fă ceea ce trebuie să faci. Nu mai da vina pe nimeni pentru starea în care poate ajuns familia ta, ci fă trebu ce trebuie să faci. Ridică-te în capul oaselor, cum spune cuvântul, și fă ceea ce ți s-a încredințat. Fii responsabil de lucrul pe care Dumnezeu ți l-a dat. Fii responsabil de familia ta. Ia-ți în slujba și nu mai da vina pe nimeni. crește copiii în frica de Domnul. Iubește soțul. Încurajează-l. Ridică-l atunci când are nevoie. Când îl vezi apăsat. Respectă-l. Fi supus așa cum zice cuvântul lui Dumnezeu. Bărbatul le iubește -o indiferent. Bărbatul le iubește -o indiferent de condiții. Soție respectă indiferent de condiții. Indiferent că simt sau nu. Pentru că... Tu trebuie să-ți aduci aminte de legământul pe care l-ai încheiat. Când vorbim de, de lucrarea lui Dumnezeu, când vorbim despre noi ca și comunitate și în general când vorbim despre biserică, aș vrea să te întreb poate nu ești de aici din biserică, dar acolo unde ești, la biserica unde ești, ești parte la ceea ce face și cu atât mai mult pe voi, cei care sunteți aici. Vreau să vă întreb, ești parte la ceea ce se face? Ești devotat? Sau spui, o să încerc luna viitoare, o să încerc după ce îmi dau bacul, o să încerc după ce termin facultatea, o să încerc după ce îmi termin cariera, o să încerc după ce puncte, puncte. Mai lasă-mă două săptămâni, sună atunci și o să văd dacă am timp să mă implic. Mai lasă-mă un pic. Afirmația leneșului. Hai să mai așteptăm, las-o pe mâine. Aș vrea sincer înaintea Domnului în această dimineață să venim și să-i spunem și poate că este rugăciunea ta, Doamne, privește spre mine. Și spune, Doamne, nu am vrut să ajung aici. Dacă identifici că nu mai ai ajuns așa într-o stare, stare letargică, în care parcă toate au trecut, pasiunea trecut. Spune, Doamne, privește spre mine, Eu nu am vrut să ajung aici. Nu am plănuit să ajung aici. Dar cumva m-am transformat din acel om dedicație, iubitor de soție, iubitor de copii, grijul față de oameni. M-am transformat într-un om nepăsător. M-a cuprins lenea, Doamne. Scapă-mă, ridic-o de peste mine în această zi. Romani 12 cu 11 spune, în sârguință fiți fără preget, fiți plin de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului. Haideți să ne ridicăm în picioare. Capitolul 13 din Evrei este plin de îndemnuri. Și-aș vrea să citesc câteva versete. Și-aș vrea să te, te uiți, ia un verset din cele pe care o să le auzi în, urmă, în următoarele minute. Ia și cere lui Dumnezeu și spune că vrei să fii și tu așa. Stăruiți în dragoste frățească. Să nu dați uitării primirea de oaspeți că, căciunii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi fost voi legați cu ei, de cei chinuiți ca unii care și voi sunteți în trup. Căsătoria ta să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvar și pe prea curvar. Să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, că El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa că putem zice plin de încredere, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face omul? Apoi aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncări care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit. Versetul 15, prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jerfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jerfe ca acestea îi placă. Vedeți câtă acțiune în aceste versete, vedeți cât de îndemnuri avem de făcut. Nu-i vorba despre a fi implicat doar la a cânta în față, doar a fi învățător la școala dominicală. Sunt atât de multe lucruri pe care comunitatea, pe care trupul lui Hristos îi chemat să le facă și nu le facem. Și poate ne mulțumim, cum spuneam, cu a participa doar la un program. Dar haideți să urmăm aceste îndemnuri. Haideți să stăm în câteva momente acum și într-un mod intenționat vreau să lăsăm acest timp, pentru că vreau să stăm înaintea Domnului. Să ne identificăm locul în care suntem și să îi spunem Doamne, de astăzi decid să fac mai mult în aceste domenii. Înțeleg care e chemarea ta, poate ai avut o chemare în trecut pe care ai lăsat-o. Ia-o astăzi, dă praful de pe ea și promite din nou lui Dumnezeu, vreau să fiu activ în împărăția ta. Mai citesc încă o dată aceste versete pe care le-am citit. Dorim însă ca fiecare din voi, să arate aceeași râvnă. Toți cu aceeași râvnă. Ca să păstreze până la sfârșit-o de plină nădejde, așa încât să nu vă leneviți și să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare muștenesc făgăduințele. Doamne, ajută-ne pe fiecare! Haideți să sămânc câteva momente de rugăciune.